Bine ați revenit la rețetele Mihailei, dragilor! Astăzi am pentru voi rețetă de panișpan pufos cu căpșuni măsurat cu lingura, ceva mai rapid decât rețeta mea clasică pe care o aveți deja pe canal. O să adorați acest panișpan, este simplu, moale și pufos și îl puteți face cu orice fructe sunt în sezon. Iată de ce avem nevoie pentru el! Șase ouă, 9 linguri de zahăr, 9 linguri de făină, 9 linguri de ulei, o linguriță de oțet sau zeamă de lămâie, opțional o linguriță rasă de praf de copt, 2 fiole mici de esență de vanilie și 300-350 de grame de căpșuni. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric alegem căldură sus și jos, fără ventilație. Pregătim o tavă de copt cu dimensiunile de 27 pe 18 pe 7 cm. Fundul eu l-am tapetat cu hârtie de copt și marginile l-am uns cu puțină grăsime. Pentru măsurarea ingredientelor am folosit o lingură de mărime medie, așa cum vă arăt eu aici. Și am să vă arăt și cât de pline am pus lingurile. Cam așa am pus zahăr. Și cam așa la făină. Nici plin cu vârf, dar nici golașă. Tot acum, în făină, putem amesteca o linguriță rasă de praf de copt. Acesta nu este absolut necesar pentru că afânarea se face prin spumarea albușurilor. Dar este o plasă de siguranță, în caz că amestecați prea mult în aluat, spre exemplu, și scoateți prea mult aer. Dacă vă simțiți nesiguri, nu prea ați mai făcut pandișpan, atunci folosiți-l. Dacă nu, nu este nevoie. Pregătim două castroane. Unul trebuie să fie cu gură largă și suficient de mare, pentru că va conține tot aluatul și încă unul mai mic. Separăm ouăle. Punem albușurile în castronul mare și gălbenușurile în castronul mic. Mare atenție să nu scăpăm gălbenuș în albuș atunci când facem această separare. Nu contează dacă ouăle sunt de la frigider sau la temperatura camerei, important este să fie cât mai proaspete, pentru că atunci ele spumează cel mai bine. În castronul cu albușuri adăugăm o linguriță de oțet sau zeamă de lămâie, un mic secret pe care vi l-am spus de mai multe ori de-a lungul timpului. Nu vă faceți griji, nu se va simți absolut deloc în aluat, dar aciditatea face bezeaua mai stabilă, un pic mai elastică, dacă vreți, nu e așa grunjoasă. Dacă uitați să puneți aciditatea la început, pur și simplu omiteți. La sfârșit, dacă adăugați, nu mai are niciun efect. Cu un mixer de mână batem albușurile până ce spumează considerabil, apoi adăugăm treptat, în timp ce mixăm, zahărul. În porții mici. Cam așa trebuie să arate bezeaua la sfârșit. Lucioasă, consistentă, cu vârfuri moi care se lasă. Deasupra lor adăugăm esențele de vanilie și le încorporăm cu 2-3 mișcări de paletă, nu insistați. În castronul cu gălbenușuri adăugăm uleiul. Apoi omogenizăm bine cu un mictel. Dacă ați urmărit rețeta mea de pandișpan super pufos, știți deja că și aici este un mic secret la gălbenușuri, dar aceasta este rețeta rapidă și nu îl vom aplica aici. Turnăm gălbenușurile peste albușuri, amestecăm ușor prin învăluire de 2-3 ori, iarăși nu insistăm să omogenizăm totul perfect. Acum incorporăm făina. Cu ajutorul unei mici strecurători, cernem făina deasupra albușurilor. Amestecăm iar prin învăluire, doar până ce făina a dispărut de la suprafață, apoi punem altă porție de făină și tot așa. Cel mai mare secret la aluaturile acestea de tip pandișpan este să nu amestecați mult. Cu cât amestecați mai mult, cu atât mai mult aer scoateți din compoziție. Amestecați încet, blând, dar cât mai puțin. De aceea nu trebuie niciodată să stați să încorporați bine de tot prima lingură de făină care ați adăugat-o, nu! Amestecați doar de 2-3 ori până ce majoritatea pudrei nu se mai vede.
și apoi puneți altă porție și tot așa. Încorporarea făinii nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute. Turnăm în tava pregătită anterior. Apoi adăugăm fructele, în acest caz căpșunile. Fructele trebuie scurse bine de apă după spălare și apoi tăiate în jumătăți sau sferturi, în funcție de cât de mare este fructul. Eu îmi pregătisem aici 400 de grame de căpșuni, dar 300, maxim 350, văd că sunt suficiente. Dăm la cuptor, la 170 de grade Celsius, aproximativ 45 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată. Desigur, timpul de coacere poate varia în funcție de cuptorul fiecăruia, așa că stați cu ochii pe el, faceți proba cu scobitoarea și vedeți cât durează în cuptorul vostru. Lăsăm prăjitura să se răcească și apoi o putem porționa. Cam așa arată interiorul. Moale, pufos ca o pernuță și plin de fructe. Un deliciu! Asta a fost rețeta de azi, dragilor. Sper că v-a plăcut, sper că o veți încerca cât mai curând. Iar dacă munca mea la acest videoclip v-a fost utilă, dați un like și abonați-vă. Vă îmbrățișez cu drag și vă dau întâlnire data viitoare tot aici, pe rețetele Mihailei. Numai bine!